Bun găsit! În câteva minute vedem Căsătorie cu Deasila de Molière, în traducerea lui Tudor Mușatescu, o adaptare pentru televiziune de Radu Miron. Este vorba despre un spectacol realizat în 1968, o producție proprie TVR, în distribuție Ștefan Mihăilescu Brăila, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Dumitru Dunea, Dorina Lazăr, Mihai Heroveanu, Ștefan Tapalagă, Marius Pepino, Florian Pitiș. Alături de mine, protagonista acestui spectacol, cea care se căsătorește cu Deasila, Dorina Lazăr. Bun găsit! Bine v-am găsit! Minunată distribuție! E cu atât mai mare bucuria că sunteți astăzi alături de noi și că putem vorbi despre acea perioadă, despre... Iată, au trecut 60 de ani! 60 de ani de Teatru Național de Televiziune. Noi sărbăm anul acesta 60 de ani. Vă mai amintiți despre acel moment, despre anul 1968, despre acest spectacol? Mi-a spus că nu mare lucru. Nu mare lucru. Mi-amintesc de 1968. Deci în 1968 aveam 7 ani de teatru. Eu am terminat în 1961. Pentru noi a contat enorm, enorm a contat televiziunea română și faptul că s-au făcut de-a lungul anilor atât de multe spectacole remarcabile. Mi-e ciudă că generația asta tânără de actori, și care e o generație bună și merită să fie cunoscută, nu beneficiază de producții, de televiziune. Păi gândiți-vă dumneavoastră ce a însemnat pentru George Constantin, pentru Valeria Seciu, pentru Mariana Mihuț, pentru Rebenjuc, tot Cehovul, tot Ibsenul, toată literatura clasică. Tot ce au jucat ei, enorm. Eu sunt foarte bucuroasă că am apucat vremea asta când s-a făcut teatru, s-a făcut foarte serios și chiar a însemnat educație. Cum sunteți cu camera? Cum vă raportați la aparatul de filmat? Cineva spune, pe mine camera mă iubește. Aș zice și eu lucrul ăsta, pe mine camera mă iubește. Și până la urmă încerc să-i las sarcina asta operatorului. Treaba lui ce face. Eu îmi fac treaba mea. Și cu emoțiile? Ele există. Dar cât de importante sunt emoțiile pentru un actor? Foarte importante. Foarte importante. Și o să amintesc o chestie care probabil că este cunoscută, dar era Sara Bernard și o tânără debutantă. Și era seara premiere și Sara Bernard se dădea de ceasul morții și o treceau toate sudorile și tânăra debutantă se uita la ea și spune: dar de ce aveți emoții? Eu nu am emoții. Și Sara Bernard i-a spus: când o să ai emoții, o să fii actriță. Ce înseamnă să furi meserie? Cum se face asta? Dați-mi un exemplu. Am fost învățată că atunci când îți pui replica pe scenă și îți vine să plângi, să nu lași lacrima să curgă, să cadă. Odată lacrima ta plecată o anulează pe spectatorului. Lasă-ți aici emoția în gât și nu îi da drumul și o să-l faci pe ăla să plângă. Sigur că așa se spune, joci fiecare rol ca și când ar fi ultima reprezentație. Dar e mult și obositor și tu trebuie să fii în concordanță cu partenerul. Și tot îi spun, las-o jos, las-o mai jos, mai... Astea se fură. O să-ți dau un alt exemplu. Am făcut Natură moartă cu nepot obez, un text foarte bun al lui Sabdaru de la Iași, cu Pavel Bartoș, cu Nicoleta Lefter, Oana Ștefănescu, Rodica Mandache și cu mine. Din cohorta celor care au jucat. Eu cred că Nicoleta a învățat foarte mult de la noi trei. Pentru că s-a văzut pe parcursul rolului. Nu te grăbești pe scenă, lasă publicul să prindă replica, să râdă și după aia dai următoarea replică. Că e păcat, el vrea să aplaude. Trebuie să-i lași timp să aplaude. Și
E un soi de psihologie ce spuneți dumneavoastră aici, pentru că nu e vorba numai de ce se întâmplă pe scenă, de relația dintre actori, de ce se întâmplă în relațiile imediate dintre actori. Văd că foarte, foarte des pomeniți despre relația cu publicul și despre relația care se creează și trebuie să creeze, pentru că de asta este un spectacol de teatru și de asta vin oamenii, relația care se creează între ce e pe scenă și public. Și cred că acordați foarte multă atenție acestui lucru. Da, sigur că da, sigur că da. Publicul te respectă și te iubește dacă îl respecti și îl iubești. Și nu e o vorbă goală. Ați tot vorbit despre actori care nu mai sunt, din păcate, cu noi, care s-au dus. Și v-aș propune un exercițiu de imaginație. Dacă ați putea mâine să aveți o premieră la Odeon, un spectacol de gală, care ar fi actorii pe care ați aduce pentru o seară acolo? Să joace într-un spectacol. Un spectacol care nu s-a scris, un spectacol de improvizație. Hai să facem un exercițiu. Actor, regizor, pe cine vreți dumneavoastră putem să aducem mâine seara la Odeon? Pe Sica Alexandrescu, regizor. Pe George Constantin, pe Finteșteanu. Mulți ar fi care ar trebui să... Sunt și actrițe pe care le-ați aduce? Dar cum să nu? Doamna Buzescu, Tanți Cocea... M-am mai luat acum prin Marga Anghelescu de la noi, de la Giulești, care a făcut o domnișoară Anastasie foarte frumoasă și care avea o rigoare și un tragism. Gilda Marinescu. Eu vă propun să rămânem în zona asta de imaginar, pentru că am făcut un spectacol de gală a dumneavoastră la teatru mâine seară. Sunteți o femeie foarte activă. Ne-ați învățat, nu? Că Angela merge mai departe și găsește întotdeauna o soluție. Sunteți foarte prinsă de munca administrativă pe care o aveți la teatru. Și eu vă rog așa, hai să dăm la o parte tot ce înseamnă atribuțiunile administrative. Mâine facem asta. Nu aveți nimic de făcut la teatru, nu aveți nimic de aranjat, nu aveți chele pe teatru, nu aveți o sală nouă, nu aveți scandaluri cu primăria sau cu mai știu cine. Sunteți dumneavoastră actrița, bunica, mama. Ce faceți mâine? Nu știu ce fac mâine. Ce aș vrea să fac mâine? Să mă urc în mașină și să mă duc mai sus de Vălenii de Munte, unde mi-e foarte bine și unde nu am avut timp anul ăsta să mă duc, în anul ăsta să mă duc. Și odată ajuns acolo, ce faceți? Mă așez pe terasă și ascult Mierla. Și dacă sunt, dacă e familia cu mine, mă apuc și gătesc. Ador să gătesc. Ce gătiți mâine? Mâine? În decorul acesta pe care vi l-am propus. Ce gătiți mâine acolo la Văleni? Un papricaș de pui. Mă duc să caut afine, să găsesc, nu eu să le culeg, Doamne iartă-mă, să fac dulceață de afine. Va trebui să fac conservele de iarnă roșii cu ardei fiert în sticlă, să coc vinetele pentru iarnă și să am grijă de nepoată mea. Da, pentru că am vorbit despre anii ăștia care au trecut, despre lucruri frumoase care s-au întâmplat, despre oameni care au făcut enorm, enorm. Și timpul a demonstrat asta pentru tot ce înseamnă actul artistic. Să ne gândim că peste 60 de ani, alți 60 de ani, cineva se va uita la caseta asta. Așa cum noi vorbim acum despre ei, cineva se va uita peste 60 de ani la caseta asta și va zâmbi, așa cum zâmbim noi acum. Ce ați vrea să afle oamenii aceia despre dumneavoastră? Că mereu m-am străduit și am încercat, nu știu dacă am izbutit, să fiu un om drept, să nu... nedreptățesc pe cei din jurul meu. Nu știu dacă am reușit. Cu siguranță că nu 100%. Dar prima mea pornire și rugămintea mea către Dumnezeu este să nu, cum spunea soacră mea, să nu aduci lacrimi pe obrazul aproapelui. Asta, soacra mea a fost o femeie simplă, dar foarte înțeleaptă așa. Și două lucruri îmi spunea. Să nu aduci lacrimi pe obrazul altuia și pe om să-l ajuți când are el nevoie, nu când ai tu chef.
Mulțumesc tare mult, a fost o plăcere această întâlnire noastră. Mulțumesc și eu. Și invităm încă o dată pe telespectator să urmărească spectacolul din această seară, Căsătorie cu Dasila. Am consimțit să mă mărit numai cu gândul că o să mă văd cât mai curând scăpată de hodorogul pe care îl iau de bărbat. Grecește? Nu! În ebraică? Nu! În asiriană? Nu! Turcește? Nu! Arabește? Nu! Nu! Franțuzește! Franțuzește? Exact! Atunci stai să mă întorc, să-mi vorbești din partea astălaltă. De ce? Pentru că urechea din partea asta este rezervată numai pentru științele străine. Aha! În sfârșit, odată căsătorit, vom conviețui ca doi oameni care știu cum trebuie să trăiască, cu îngăduință reciprocă și fără urme de gelozie. Este putred de bogat.